Bună seara tuturor și dacă credeți că este o zi mare, vă spun că este o zi foarte grea. Acum 3 zile aveam atacuri de panică, cine o să vină și cum să fie sala goală. Și acum sunt măgulit și impresionat și nu pot să spun decât că mulțumim că sunt alături de noi. În primul și primul rând, fondatorul Provitelul sunt eu, este tatăl meu pe care o să se ridice și mama mea. Elena Ursache a creat Spitalul Aducători, alături de ea Vera Pârvu, alături de ea Doru Nilu. Dan Constantinescu este colegul nostru din 2012 care a pus sumorul și am ajuns și ne-am ajuns în ziua de azi. Și ultima ediție este Alina Timofti, care nu știu unde este. Provocarea noastră pentru dumneavoastră este să acceptați, să aderați la acest program CRED și să mergem înainte schimbând încrederea pacienților în sistemul medical din România. Really measure for the able asking it to be here at Arden for the hospital wars. And so this partnership could be really good for us, for both of us. Domnul Dr. Doru Paul, deși la echipele noastre este de ajută pacienții să facă oază provocărul care se confruntă, le-a oferit și altă maximă de rinduire. Profesorul Christoph Zielinski, domnul Dr. Robert Badea, domnul profesor Dr. Daniel Alin Cristian, domnul Dr. Eduard Liviu Dănăilă, domnului Dr. Victor Diaconov, domnul profesor Dr. Lucian Dorubanțu, doctorul Cezar Stoescu, conferențiar Dr. Cristian Iulius Surcel, doamna profesor Dr. Ruxandra Ulmeanu. Din dorința de a cultura dezvoltarea, atunci când ai visul se întâmplă, prinzi curaj și dorești mai mult și toate aceste lucruri s-au întâmplat nu datorită nouă, ci pentru că există o echipă care ne-a susținut și a făcut ceea ce suntem în ziua de azi. Și dorim ca Nord să devină spitalul generației noastre, care să arate că se poate, cu minim de compromisuri, să facem ce mai bine pentru pacienți și să facem bine pentru ei. E muzeul ce am pentru ideea asta, dar cu asta vreau să închei. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici și v-ați luat timp. Am aflat că este cea mai mare întâlnire medicală de după pandemie, ceea ce mă mândrește și gândată vă mulțumim pentru timpul acordat și încăderea acordată. Mulțumesc mult!